Situație incredibilă la Slobozia. O familie a fost executată silit și și-a pierdut apartamentul din cauza că angajații unei bănci le-ar fi falsificat oamenilor semnăturile ca să redubleze rata pentru ca ulterior să le ia casa. Însă, deși înșelăciunea a fost demonstrată de un expert grafolog, familia continuă să fie în proces cu banca de mai bine de un deceniu. În 2005, soții Milea și-au deschis o linie de finanțare pentru afacere. Mama Dorinei a girat cu un apartament, pe care s-a trezit că îl pierde. Mai mult, ratele s-au dublat din cauza unui act adițional apărut peste noapte. În anul 2008, în luna noiembrie, plăteam dobândă undeva la 1800 de lei, aproximativ. Iar în luna decembrie a acelui an am început să plătesc 3600 de lei. Dorina Milea a cerut expertiza unui grafolog ca să demonstreze că semnătura de pe actul adițional este falsă. Eu n-am semnat nimic, am mers la poliție, am făcut toate testele. Am pus în oglindă două contracte și am stabilit că acel contract nu conținea semnăturile noastre. În instanță, și creditul și actul adițional au fost declarate nule. O luptă câștigată pentru familia Milea. Dar războiul cu banca nu s-a încheiat. Între timp, apartamentul a fost vândut. Toate aceste demersuri, făcute și după anularea titlului executoriu, sunt infracțiuni. Vorbim de abuz în serviciu pentru executorul judecătoresc și, bineînțeles, abuzurile bine cunoscute ale firmelor de recuperări creanțe sau ale băncilor propriu-zise. Într-un răspuns trimis redacției Observator, reprezentanții băncii spun că au acționat legal pentru că doar unul dintre actele adiționale a fost anulat și nu tot contractul. După 12 ani de procese, familia din Slobozia vrea să dea banca din nou în judecată și să ceară și despăgubiri.